Salutare, dragii noștri ascultători, dragi tineri! Ne bucurăm că aveți interesul de a urmări în continuare podcastul Ecologia Minței. Și atât că suntem la cel de-al treilea episod și astăzi vorbim despre obiceiurile noastre casnice, care sunt, de exemplu, produsele ecologice și care sunt cele care, de fapt, dăunează mediului înconjurător. Despre asta aflăm astăzi de la Ilinga Modringa și Gabriela Isac. Sunt două activiste de mediu pe care le am astăzi aici, aproape de mine. Și și abia aștept să aflu mai multe practici care ar putea să ne ajute pe noi, de fapt, să avem grijă de mediu și totodată să ne simțim mult mai bine emoțional. Cred că cei care ne ascultă sunt curioși de la început să vă cunoască. Cine vrea să înceapă să se prezinte pentru tinerii noștri? Uh, salutare, eu mă numesc Ilinca Madrunga și am 15 ani. Vin din satul Ișnovăț, raionul Criuleni și uh, sunt o activistă de mediu din Republica Moldova. Totul a început cu organizația Ecovizio, când am participat într-un program unde am învățat să implementez propriile mele proiecte și apoi am început să mă interesez mai mult despre subiectele ce țin de protecția mediului. Așa am realizat că sunt multe de schimbat și că acțiunea trebuie să vină de la mine. Mulțumesc, Elenca, că ești aici și... Îți doresc succes în continuare. Plus că știu că recent ai participat la o conferință foarte importantă. Vreau să ne dai careva detalii despre această experiență. Uh, da, la sfârșitul lunii iulie am fost în uh, Italia uh, la uh, întâlnirea internațională Fridays for Future. Fridays for Future este o mișcare pornită de tineri pentru mediu și în acest în, în luna iulie a avut loc o conferință internațională unde noi am discutat despre viitorul mișcării și ce vrem să facem noi mai departe. Cu cine te-ai văzut acolo din cei mai vestiți și cu impact activești? Uh, cred că fiecare activist are un impact, dar m-am simțit onorată să o văd pe Greta Thunberg, deși nu în persoană. Uh, ea, totuși, a avut un cuvânt uh, să ne spună nouă uh, celorlalți activiști. Fain. Asta este, cred că, o experiență minunată și îți doresc ca în continuare să ai și mai multe de acest fel. Mulțumesc. Și, Gabi, vreau să. Te descrii în câteva cuvinte și să ne relatezi despre experiența ta în domeniul um, activismului, protecției mediului. Uh, bună! Uh, deci, uh, eu sunt uh, Gabi, am 29 de ani, uh, sunt din Chișinău uh, și când am fost de vârstă elincă, că idee, n aveam ce să fac cu viața mea. Uh, atunci... Uh, нуям чифаkulтаті селег daк sunка пабілоrea, daкпотсадукči поviaмі š.і абяалаvrstaді до.ні коко віді Ктокерям дискkopпірік то под ам

Uh, satisface curiozitățile mele uh, față de mediu, față de uh, cum putem să interacționăm cu uh, mediul înconjurător și cu alți oameni într-un mod mai uh, uh, prietenos uh, și să împărtășesc aceste cunoștințe cu alți oameni. Uh, sunt pasionată de compostare, de creșterea arborilor, uh, de uh, diminuarea impactului negativ asupra mediului. Uh, și uh, timp de mai mulți ani am coordonat uh, diferite proiecte, am adus uh, diferite uh, traininguri, uh, ateliere uh, și la moment uh, mă strădui uh, să combin uh, cu grijă față de mine, că <laughs> totuși să, -ă, să, rămână energie și pentru mine și să pot pe urmă să, uh, uh, fac mai multe chestii dar nu no invers. <laughs> Da, vorbeam cu Laurențiu în primul episod al podcastului despre cât de important este să ne calculăm forțele noastre și să ne implicăm, da, să fim activi, dar totodată să înțelegem când este timpul să ne odihnim, să avem grijă de sănătatea noastră emoțională și cred că voi, fetele, o să ne dați și câteva trucuri cum reușiți să o faceți. Dar asta deja spre final, pentru că acum vreau să discutăm anume despre produsele de igienă, pentru că um, trăim înconjurați de ele, avem gel de duș, șampon, 100 de tipuri de cremă pentru ochi, pentru nas, pentru gură, deci suntem cumva influențați de. Um, această manipulare, da? marketingul acesta, care ne vând produse, care poate nici nu ne trebuiesc, dar noi ne-am învățat să trăim cu ele. Vreau să ne spuneți care sunt, de fapt, cele mai toxice produse din igiena noastră personală pe care le utilizăm acum. Cred că cele mai toxice de obicei sunt produsele cosmetice, deoarece noi le aplicăm pe față de obicei sau uh, sunt în contact direct cu pielea, și de cele mai multe ori acestea nu conțin produse chiar naturale sau care de fapt sunt benefice pielii noastre. Dar cum să le alegem, iată? pe cele care sunt ecologice, pentru că uh, uneori pe etichetele unor produse uh, scrie ECO, da, nu-i testat pe animale, dar totodată noi nu putem fi siguri că ele sunt benefice pentru mediu, mai ales că ambalajul lor automat este în plastic. Uh, pentru mine un criteriu foarte important atunci când cumpăr produse de igienă este ca acestea să fie vegane și să nu conțină produse animaliere, este foarte ușor să verifici eticheta și să vezi ingredientele sau dacă acest produs este etichetat ca fiind vegan și desigur să nu fie testat pe animale. Cred că este o insignă cruelty free adică fără cruzime, care înseamnă că nu conține produse animaliere și de asemenea nu este testat pe animale. Dar tu, Ilinca și Gabi, voi ce produse folosiți? Pentru că eu încercasem să, să caut careva alternative la gel de duș și oricum îmi dă în format lichid, dacă îmi doresc, îmi dă în plastic, da? Dar am văzut și că sunt de acestea fără o etichetă, fără un ambalaj, da? Us uscat, în format lichid, dar cumva pentru tipul meu de piele nu s-a potrivit. Și vreau să-mi spuneți cum totuși noi să păstrăm acest echilibru între ecologic, dar și util, care dă un, care, care, dă un careva rezultat, da? Pe care noi ne așteptăm să-l vedem. Cred că împachetatul în plastic chiar este o problemă, deși de cele mai multe ori ambalajul este de plastic de tipul 25 și acesta poate fi reciclat la o inițiativă de la noi din țară. Uh, dar uh, și săpunurile solide sunt uh, uh, foarte eficiente, doar trebuie să-l găsești pe cel care uh, ți este cel mai potrivit, deoarece de multe ori poate lăsa o senzație de uh, uscare. Uh -huh. Și de asta cred că trebuie să încerci mai multe uh, aceste tipuri de săpunuri până îl găsești pe cel uh, potrivit. є на ба він а ты прадусі натуралі діям foсіск сауннадікаса адівнісці падін молдова dar тут foсіскі шампон і

ті продė diba, заžirekuliš fo doar joредфа. момент jest прод impacto прод supпра no darš supправųče temплаų aкаoj kuпад каналizarė. Uh, și în acest sens tot uh, mă strădui să aleg uh, produse cu compoziția cât mai simplă, cât mai naturală, uh, ca și uh, apele care se scurg să fie mai ușor de curățat. Așa. Chiar dacă suntem la Chișinău și avem stație <laughs> de epurare. Mm -hmm. Dar ce ține de um, grija față de bucătărie, de exemplu, sau față de casă? Um, eu personal am o mică problemă cu um, această soluție da, de dezinfectat. Clorul în casă, la mine, până nu de mult, era ceva sfânt, pentru că trebuia mereu totul de dezinfectat. Aveam un fel de obsesie pentru curățenie și după aia eu mi-am dat seama că este extrem de nociv pentru apele care, care curg, după aia ajung la noi pe masă și așa mai departe. Uh, și totuși citisem undeva că aceste bacterii care există la noi în casă da, ele trebuie uh, eliminate, dar nu total. Pentru că uh, curățenia uh, în genere este un concept care el nu este egal cu steril, a fi un spațiu steril ca în ah. spital. Uh, pentru că așa când sunt careva bacterii care sunt uh, benefice, noi avem și o imunitate mai puternică. Dar ok, aici m-am calmat deja, nu mai folosesc atât de mult clor dar cu produsele, cum ar fi bureții de spălat vesela, pelicula aia pentru copt și așa mai departe, cu ce le înlocuim? Ce facem cu atâtea deșeuri pe care le avem în bucătăria noastră? Uh, cred că pentru burete deja este o alternativă și se numește buretele de lufa, uh, care provine dintr-o plantă, ca un dovlecel, vreau uh, <laughs> uh, și practic scheletul acestui uh, dovlecel funcționează foarte bine ca un uh, burete și de baie și de bucătărie. Iar uh, pentru uh, produsele de curățenie. Sunt și câteva alternative pe care mama mea le face acasă. De exemplu, oțetul de bucătărie sau lămâia sunt foarte buni dezinfectanți. De aceea nu este necesar să cumpărăm chiar toate produsele toxice din magazine. Așa. Și Gabi, vreau să ne spui dacă utilizarea oțetului este ecologic, de fapt, pentru că oricum, el are și o componență nu tocmai naturală până la urmă. Cred că depinde ce fel de oțiet. Așa, ok. Că există oțetul de o fabrică și există oțetul chiar fermentat în mod natural, care este benefic atât pentru folosirea, pentru consumarea lui, cât și pentru a-l utiliza în împrejurimile noastre. Vă văzusem în America că toate produsele la ei se vând angro, chiar și în magazine simple. Și oamenii vorbesc despre ce că până la urmă ei aruncă mai mult de jumătate din ceea ce procură, pentru că când te duci la magazin să-ți iei ceva mic, nu găsești, iei ceva care vine în ambalaj mare și după aia el expiră și ești nevoit să arunci, ceea ce înseamnă că noi Epuizăm toate resursele naturii doar pentru că am vrut acolo o felie de pâine, dar luăm 2 kg, da, și le aruncăm. Vreau să ne spuneți: -te cum se întâmplă de fapt și cu produsele de igienă? Pentru că când noi, de exemplu, avem nevoie de cumpărat praf de spălat hainele în mașina de spălat, noi nu luăm ceva mic, noi luăm ceva mare. Și de obicei, produsele ecologice sunt în format micuț, adică nu poți lua foarte multe kilograme de, de sodă, da? Și oamenii cumva au tendința asta, nu, o să iau unii mai mari și mai ieftin. Cum soluționăm această problemă, după părerea voastră? Nu știu, eu, dacă, dacă este vorba despre um, praful sau um, Вікіды um, пентрумашіндіплалат,сондістыдімал uh, смітку луурлі кар севент, mm -hmm. Маляск uh, елі uh, піддепарці

containere proprii, adică poți să vii chiar cu o sticlă de 5 litri și să torni acolo detergentul. Trebuie de încercat. Da. Dar să mă gândesc din punct de vedere psihologic că noi suntem ghidați de senzația asta de lipsa de securitate, adică eu nu sunt convins ce o să fie cu mine mâine pe mâine, adică eu am siguranța asta a vieții, de aia eu o să mă duc acum și o să procur mai mult decât am nevoie. Da, cum am observat și noi când s-a început pandemia, a dispărut hrișca, acum când s-a început războiul, a dispărut sarea, da, adică oamenii cumva înțeleg că practic eu nu am nevoie de atâta volum de produs, dar la nivel interior eu o să-mi astup golul ăsta, frica asta, că nu știu ce va fi prin procurarea asta în masă? A, și poate că oamenii nu se duc să procure în masă produse ecologice pentru că ele sunt mai scumpe? Sau ăsta e un mit că toate produsele ecologice sunt scumpe? Eu cred că depinde de ce fel de produse avem în vedere, a, fiindcă la moment ceea ce observ eu că a, cumva a, фактто афіко 9 on тренд. Aпар тот маймуце продус фиме вика продва și пукека ятастаjeko bio și наня за нато. Шкупа диферці сегментi депре

Uitate sau uh, ne luați în seamă care uh, ne ajută să rezolvăm uh, acești probleme, uh, acești necesități, doar că cu costuri mult mai mici Cum de exemplu mama ta, Elinca, da? ea face produse de casă care da. sunt și ecologice Dar uh, este foarte curios fenomenul ăsta de greenwashing cum că noi putem, de fapt, să dăm mai mulți bani pentru un produs pe care îl credem că e ecologic, dar el poate să fie amăgitor și noi, de fapt, pur și simplu plătim mai mult pentru eticheta verde. Vreau, Ilinca, tu ca expert în acest domeniu să ne ajuți cum putem să ne păzim de aceste manipulări care există pe piață cred că acest fenomen chiar este foarte întâlnit, în special acum, cum a spus și Gabi, este un trend de a fi eco și mai multe cuvinte putem să le întâlnim pe etichete, cum ar fi ecologic, eco-friendly, 100% reciclabil, dar de fapt acestea nu înseamnă nimic și trebuie să fim foarte atenți ceea ce cumpărăm, Uh, trebuie să verificăm eticheta mai atent și, în special, uh, să ne uităm la ingrediente, dar și la producător uh, și să încercăm, în general, uh, să procurăm mai mult de la producătorii locali uh, decât uh, produsele importate. Așa. Uh, dar cei ce ține de produse pe care, de exemplu, noi nu le putem... Uh face acasă sau na, nu le putem găsi în altă parte decât la farmacii sau magazine. Cum ar fi produsele de igienă pentru femei. Gabi, știu că tu ai aici foarte multe produse și nu știu dacă ai și un absorbant. Am. Da. Gabi ne-a dus pe masă multe sticle de plastic, multe scobitoare, sacoșe, inclusiv și torbe eco, ca să vedem cât de mult noi consumăm zi de zi și hai să ne oprim aici la igiena noastră a domnișoarelor, ce facem atunci când avem nevoie să procurăm absorbante, cu ce le înlocuim. Uh -huh. Uh, mă bucur foarte mult că ridicăm această temă azi și în genere mă bucur de fiecare dată când ea apare, uh, fiindcă în comparație cu torbile eco și chiar și sticle de multiplu folosință, ea încă rămâne mai în umbră. фор importantЛ конмерворден чисте физиологтаткержтат плат дикфор абсорбан sau тампанія of тим пуве o грама je fostфор курів точка, приозечені норме ма итк екziстакупpiменstruалі Атончин молdoка нуря екziставтребу яфа команда din стротаття și je децяння вчам г грижda ковая даку даче o приtin комппинsколя inрекціяста și пу жа мылі мелі пекупаменстраше dyскоіка,є у асулуці фарті буна. Ча праблема

Нане воден микалчыва комппаренткуппаменstru și паежкон норм ban șiден пункт impactotuправuiфин абсарбанелеишнуитевар sunден материлі ситети și компун laгуно да kaша си па тим де su день. Uh, Piлон гаsta uh, totuш uh, egzistapinik плат totu uh, nu jestкерсан to сфачашава vaденtimotiv преферekну foяска kuпа sau pat nu, nu potriėti. Uh, și наша каз aiem și absorbban ре foбі. Ка suntфорку моде și под și Дашка комплі laкуп înказка nuкер sigura daква kurги sauну sau ziля mitите șiредка че sunt долуti кар potите sau 10 sau inкомbinacija zi șiкило менstruаль și alti диферици модитет darредкакаti diба прикар ібіні с так і по а че sunt перфекті ін плюс дато тварбім і саменттаці ментала десь придалаціку корпус ностру абсорбанціліфосібілі даі куппа менструалы ажуутфор ціноч майбіні пафі

care simți simte bine în corpul ei, poate să se ducă să facă sport, poate se ducă la bazin, poate se ducă la mare, poate să facă orice datorită la această soluție bună și pentru mine și pentru mediu. Ai mai multă încredere în tine. Da. Și atât, apropo, problema încrederii în sine este, după mine, din punct de vedere psihologic, și o cauză la uh, cumpărăturile compulsive. Că oamenii încearcă, de fapt, să ascundă această stimă de sine scăzută prin ce că eu procur mai multe haine, mai multe produse și astfel eu artificial îmi cresc această încredere. Că uite, eu am, înseamnă că eu merit respect. Dar de fapt este foarte important ca tinerii care ne ascultă să înțeleagă că valoarea lor ca personalități niciodată nu se egalează cu numărul de produse pe care ești capabil să-l procuri. Da, nu negăm faptul că acum este absolut important să fim independenți financiar, pentru că așa trăim, așa supraviețuim, dar, totodată, asta nu este exact egalul la cine ești tu cu adevărat. Și vreau să vorbim aici despre cumpărăturile compulsive chiar și a produselor de igienă, da? Pentru că eu personal, dar și mai am prieteni care au avut așa tendință că, uite, am cumpăr 4-5 tipuri de geluri de duș pentru diferite dispoziții. Dar, de fapt, nu gelul de duș îți aduce dispoziția, dar ce ai tu în interior, da? Oamenii cu care tu comunici, activitățile care îți plac, da? Și te fac să fii mai energic, mai fericit de la viață. Și uite că acum totuși și ne împinge spre mai multe cumpărături mass media da, Că uite trebuie să ai asta ca să fii populară Sau uh, orice domnișoară trebuie să aibă în trusa sa uh, așa tip de ruj uh, Ce părere aveți despre acest concept și cum credeți? Cum noi am putea să ne păzim de uh, tendința asta de a procura mai multe și mai multe? Uh, cred că această tendință, chiar acum, este foarte populară, și deja avem o tradiție foarte bine înrădăcinată: că atunci când tu cumperi mai mult, tu ai un statut mai mare față de ceilalți. Uh, și cred că asta este foarte incorrect. Uh, și oamenii ar trebui să înceapă să realizeze că lucrurile pe care le cumpără, în special uh, hainele și accesoriile, nu îi definesc ca persoană, și nu îi va face să arate mai bine uh, într-un anumit uh, uh, mediu. Um, um, aceast... <laughs> um, tendința aceasta chiar uh, poate să se influențeze. Uh, Chiar dacă ești conștient ecologic, uneori simt și eu că îmi vreau o rochie nouă sau vreau să-mi cumpăr altceva. Și cred că dacă ea oricum există,

вачым a uh, част uh, doриндзелуруной uh, 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 Я фар мол laной грулуру маркалšnau undдзе паūнаят я вам ухай я вам uh, uh, ну шти, не по Инкусив продусіммі касніка, sauу ружур веккі sau алва теченнанівоемкає buдисі, Шваніка доіЧванов варян в по я че проду Чніва пропуні мобіла кол ме дула пу. Uh, Крувар Тофеде luру diиячакаskrie ну mai ранивоšiнуния pra вляse внда. dar алчвапатти си buредион продusснофер алку ferа susния ин industri де produria lu возно.ван гаstaрупоче staзем поvi dar laкиnauše приримеля. Да чи падекутенналци китет sau,

Uh, în, ultim, uh, în ultimul timp și la Orhei s-a realizat așa o activitate. Uh, vrei să povestești tu, Elinca, sau să... Uh, da, do. eu am experiență în acest domeniu. A fost, de fapt, proiectul meu Activeco și l-am realizat la mine în localitatea. Uh, ideea am luat-o din Chișinău, am participat de două ori la fresh-ul care se organiza aici și ideea mi-a plăcut uh, foarte mult, deoarece nu numai că Uh, faci rost de lucruri noi fără a plăti și fără a dăuna mai mult mediului, dar totodată legi și conexiuni și este o activitate foarte interesantă de realizată în weekend sau în oricare altă zi. Uh, așa că eu am decis că vreau să fac acest proiect la mine în localitate și din fericire uh, Totul a decurs foarte bine. Localnicii s-au arătat foarte interesați și ne-am bucurat de faptul că cam câte haine s-au adus, atâtea și s-au luat. Dar care este conceptul free shop ului Că oamenii pot să aducă haine, dar nu primesc pentru asta bani dacă cineva vrea să le procure de la ei, da? Da, deci. Practic este un spațiu deschis unde oricine poate să aducă nu numai haine, dar și diferite accesorii, chiar uneori și uh, obiecte uh, de machiaj, cosmetice, uh, și oricine dorește, uh, îi place sau este pe mărime, poate să-l ia.

E greu să faci ceva cu uh, dorința asta de a avea schimbări de viață, de a procura ceva nou. Pur și simplu să găsim careva va lui, care uh, să-ți facă această dorință și în același timp să să, uh, să nu susțină industria consumerismului. Cred că free shop ar fi o alternativă și la ceea ce se întâmplă acum pe TikTok. A devenit viral un uh, trend, dacă pot să-i zic așa, se numește decluttering, da, sau în limba rusă, raslămlenie, ceea ce ține de, anume, când tu faci videouri cum scoți cei ce nu mai folosești, pot fi produse noi sau procurate și state acolo de mult timp, dar încă nefinisate, uh, și să le iei și să le arunci la gunoi. Deci nu e ideea de a le da cuiva sau de a le duce la reciclare și așa mai departe, dar la propriu de a le arunca uh, și cei care promovează acest uh, Trend, zic că emoțional te simți mai bine. Și aici eu uh, îmi aduc aminte de cartea lui Eric From, uh, se numește a avea sau a fi. El vorbește foarte mult acolo despre consumerism și despre cum uh, tendința asta de a avea cât mai multe și după asta de a le arunca, de, de a scăpa a le de cât mai multe. Da, 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 de a scăpa de cât mai multe vorbește despre ce că noi, de fapt, uh, foarte multă energie it, uh, anume fizică și mentală cheltuim pe ceea că noi ascundem cine suntem noi cu adevărat. Uh, și gândul ăsta tare mult m-a pus pe gânduri uh, pentru că de fapt când tu te duci cineva să procuri ceva contează că tu să ai o gândire pe termen lung. De exemplu, vreau o roche sau vreau o pereche de pantaloni noi, uh, da, băieții care ne ascultă. Uh, păi, eu mă gândesc, eu, de câte ori o să-i port, aha, ok, dar cu ce pot combina, bine. Dar, uh, de exemplu, după calitate, cât timp ei o să-mi servească, uh -huh. după compoziția lor, după aia, când nu-i mai port, ce fac cu ei, da, o să le mai servească la altcineva sau o să trebuiască să-i arunc. Și, de fapt, această gândire referitor la haine poate fi folosită și în comunicarea cu ceilalți, cât de straniu și poate dur n-ar suna, dar atunci când noi facem cunoștință cu o persoană care poate fi toxică, care poate pe moment ne înveselește, ne aduce careva emoții, dar noi înțelegem că stai, dacă eu continui să am relații cu această persoană, unde eu o să ajung, da, cu emoțiile mele, eu o să fiu bine cu mine, o să-mi placă de mine, sau din contră, eu o să mă, mă îngroape așa uh, emoțional. Și eu cred că atunci când noi. Până la urmă, da, fie, ne-am pomenit că am procurat ceva mai mult decât trebuie. Într-adevăr, să găsim alternative sau le dăm la free shop sau dacă e vorba de cărți, apropo, vreau să anunț despre ceea că uh, curând uh, o să fie relansat proiectul Carte pentru Fapte, uh, unde o să puteți dona cărțile care nu, nu mai aveți nevoie sau din contra, vreți ca mai mulți oameni să le citească, să le donați și la târgul Iarmareco uh, alți oameni o să poată să le procure, dar nu cu bani, dar cu anumite fapte. De exemplu, cartea pe care ați donat-o va avea prețul sună pe mama și spune că o iubire, sau mergi și plantează un copac împreună cu Sid Forward. Și așa oamenii o să poată să-și ia cartea preferată acasă. Deci da, gândiți-vă că lucrurile pe care le aveți undeva acasă pot fi de folos altora. Și chiar dacă, da, material, fizic, da, ele nu mai sunt în casa voastră, dar sunt la tomberon, până la urmă ele o să ajungă tot într-o groapă și acolo ce se va întâmpla. Oricum ele există în lume, noi nu le putem lichida complet, ci cred că e important de cunoscutetă lanțul ăsta. Gabi, tu cred că poți să sugerezi aici acel film, da, despre istoria lucrurilor uh -huh. care explică... Uh, da, există un film uh, din... Uh... 2007, uh, mi se pare că, despre uh, mm, proveniența obiectelor pe care le folosim uh, și viața lor ulterioară, uh, după ce noi nu le mai vedem. Uh, adică atunci când procurăm un produs sau el printr-o altă modalitate, ajunge în viața noastră, саганимла инінтри, Ка муtiур fostкіtyка головнойін fostфаку temкуą департ. Я экземлу мастраду макондук идея част ši естьфорант на лан.

produs să ajunge în viața noastră, e bine să avem grijă de el, ca el să um, să meargă mai departe pe calea optimă, pe calea cea mai preținoasă și mediul și oamenilor, dar nu pur și simplu mă gunoaște cum, cum ar fi cel mai ușor, probabil. Pentru deci că asta ne influențează oricum sănătatea, bunăstarea noastră. Este o carte minunată, se numește, tot foarte interesant, Gândește ca un munte, unde autorul menționează despre ce că tot ceea ce noi facem, până la urmă, se întoarce înapoi. Nu neapărat efectul bumerangului, dar este real o legea că ceea ce eu fac acum, bine, nu mâine, nu poimâine, dar peste un an, doi, se va întoarce la mine, da? Uh, și Hai să vorbim despre cum se întorc lucrurile care sunt acum pe masă la noi. Avem sacoșe din plastic, avem sticle din plastic, caserole. E gunoi, de fapt, pe care cineva bine poate și-l pune într-un tomberon la plastic, la hârtie, la sticlă, dar cei care nu sortează, da, ce se întâmplă cu acest gunoi?

А естьворбаде продси каре нумайпотфер клаце кар nu подскомункумарфи дели органči дешо элемента насен iбин лечем продля каре.

Conceptul de gunoi este mai mult în capul nostru decât în realitate. Foarte multe produse chiar ar putea să fie resurse. Dar, într-adevăr, de mai multe ori, noi nu avem ce face. Uh, de exemplu dacă e vorba de obiecte de plastic, uh, chiar dacă ele sunt reciclabile, în multe localități din țară uh, nu există posibilitatea de a le sorta și de a le da reciclare. Și în acest caz ele, este că rămân gunoi cu, cu perele de rău. Uh, eu mă străduiesc să aleg uh, produsele care, uh, care știu unde pot să le arunc. kasš <laughs> kontin viaца uh, saus nu prokurčivači os divinnau Di земplu dakai vorba dieje priuž nosstru sunt forti multitiobjei тем кернопутем севітем Даварбі депре веселанікаінце депре паjeдин пластикому suntтатмай пціне депрелігенгуріці de пластикентру чай і

Și ți pare că iată ja, am mâncat, am aruncat uh, ambalajul lagunoi, atât. Dar el nu e, nu, e, nu e reciclabil, chiar dacă am avea un tomberon de plastic uh, și o să petreacă sutea în natură. saušвицелю uh, мед sau mésц медikaлі Ка mal končiūų panдемmie di și mai poalši kar nuлі anūліfosk la greu daršiца медė sunt uh, nelкла je nuсе diskompun natura și uh,

În fiecare caz aparte. Dacă văd o soluție, cum pot să evit deșeuri, o fac. Dacă nu, totuși nu mă, nu mă supăr pe mine, zic că ok, nu poți fi perfect ecologic, nu poți să ai niciun impact. Trebuie să te să faci ca impactul tău să fie mai puțin. Dar totuși să ai grijă și de tine Să nu mergi la cealalt capăt al rașului Să cauți o alternative, Dacă tu personal de nu mai poți Deci trebuie să echilibrezi chestia asta Poți totuși sunt tineri Care se gândească Uite, am o singură viață Nu o să stau eu la fiecare pas Să mă gândesc că e ecologic, nu e ecologic Ce le-ați răspunde voi La această exprimare? Uh... Eu sunt de acord că atunci când procuri ai nevoie de mai multă energie, ca să verifici dacă totul este ecologic, dacă totul este produs local sau nu dăunează atât de mult mediului, dar totuși noi trebuie să ne asumăm această energie. Deoarece apoi, cum ai spus efectul bumerang, oricum, deșeurile sau toxinele tot la noi se întorc, fie prin sol, fie, fie prin apă. Și de asta ar trebui să realizăm că ceea ce procurăm va ajunge apoi undeva și este responsabilitatea noastră unde aceste lucruri vor ajunge de fapt. Uh -huh. Ма лес da jestворbu localите kar ноножат binė nu possiibilitat соties dišeлі ko maimut tu поėдзялаца und um, se pare că e mai ecologic decât la oraș, dar pe lângă tine stau scuțicile tale pe care le-ai folosit în copiorie. Nici nu mai țin minte, dar ele sunt acolo. Mm -hmm. <laughs> da, și um, ca um, recomandare din partea mea, da, pe departe să ne minte că într-adevăr tot ce facem, tot ce procurăm, tot ce aruncăm rămâne undeva în cele mai multe cazuri. Uh, și uh, яжутамі -mi uh, Сфі uh, май jeко на sąфект ні наžiсі jestлег модліte kar pla kar мыя sau фактмай форму, комфортасанtu, uh, экземmplлу фактка сціkla uh, адзінце šiну uh, проку ці лінік foінцы nu uh, ну, і де прымеў jeде uh, pri факту плачці klačije шыварундзе maдук ма пакуміне nuтребуs ну, uh, каud магазинаў uh, мордысеті uh, пахлі, пахаріле бідин пластик sau па кая laфелуроз мод nu бара ну мы напа персоналізат diферторбі материлі дин импермябілі to форму нуся ру ну факт суніці челя diферите кар Uh, nu știu, nu s -a chiar uh, Fana lor uh, Nu curc uh, dacă, ia, dacă iau careva fructe Sau pomășoare le pun în containere uh, Sau țin mâncare în containere uh, Cupa menstruală la fel uh, Ea pentru mine nu e atât des, Despre faptul că eu nu arunc Absorbantele, e mai mult despre comoditatea mea uh, Și uh, La cei care și-ar dori să uh, Uh, Seventurezė, uh, sėdžiu, uh, uh, zvolti, uh, karjva, diplindį, lieko, sėlego, karjva, produktų lieko, kad būtų gyventa. Și la cei care uh, și-ar să fie mai prietenoși mediului, șilor, uh, le-ar re recomanda în primul rând să se gândească cum aceste deprinderi, uh, cum uh, produse noi sau din la care va produse, uh, iar face viață mai uh, plăcută și mai frumoasă. Și nu neapărat uh, să, să schimb viața de dată în totalitate. E de ajuns să începi cu sticlă nouă, cu sticlă sau cu o torbă sau cu o cupă sau cu absorbant sau cu altceva, oricât de mic, dar care într-adevăr să-ți ajute să te simți mai bine și să-ți dea energie să mai încerci și altceva. Dar voi în acest proces de trecere de la aceste produse obișnuite pe care toți le folosesc la cele ecologice... V-ați confruntat în calea voastră cu stigmatizare, de exemplu, oi, ea este ecologică sau mereu cu turbă, da? Sau diferite așa exprimări în adresa voastră, pentru că eu până acum încă încerc să găsesc acest calm interior, cum să nu reacționez brusc și totodată cum să nu mă pun pe capul la acel om să-i explic de ce e rău să faci ce aici faci tu adică până la urmă oamenii când văd ceva diferit, ei au tendința să judice sau să devalorizeze asta, pentru că așa funcționează creierul nostru, dacă noi devalorizăm, înseamnă că este mai accesibil și noi putem cel puțin să înțelegem, da? Uh, cum voi reacționați dacă oamenii vă spun ceva de genul ăsta? Uh, cred că eu m-am întâlnit cu această stigmatizare. Uh, deoarece oamenii chiar pot să privească ciudat faptul că mereu ieși cu torba ta sau cu sticla ta și alte obiecte. Uh, dar. Uh, Cred că am început să nu atrag atenția la aceste comentarii și cumva să mă convinc pe mine că ceea ce fac eu este corect și acea persoană care a văzut ceva nou și i s-a părut curios, poate într-un timp va realiza că acea, această practică este de fapt benefică și poate totuși că dacă oamenii vor vedea cât mai des uh, aceste practici, adică mai mulți oameni cu torbe, mai mulți oameni cu sticlele lor, uh, vor începe, vor începe să normalizeze acest fapt, să se deprindă, sau poate chiar să încerce și ei să devină mai curioși, să să dorească să înțeleagă de ce atâția oameni umblă cu obiectele lor uh, spre exemplu, torbă sau uh, altele. Uh -huh. a, sunt foarte de acord cu Elinca. Eu, dacă sincer, nu prea țin minte stigmatizarea. <laughs> Poate eu am mai multă experiență în viața mea de a, a fi oaie neagră, <laughs> așa că nu știu. Uh, pentru mine, cumva, e uh, motivant uh, să fiu exemplu, chiar dacă unii ori e încomod. La uh, uh, în mine, cred că cea mai multă uh, Complicația a fost când vânzători de la piață n-au vrut să-mi pun legume în torba mea. Cumva că, iată, nu avem principiu. să punem doar în puncile noastre. Mm -hmm. a, ok, îmi pare rău, mă duceam la un alt vânzător, chiar dacă îmi făceau roșiile cele. Dar, a, în genere, eu cred că, da, a, motivația asta de a schimba lumea nu prin exemplu, Uh, nu, prin, uh, 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 nu prea prin a încerca de a covince pe cineva, de a schimba opinia, dar pur și simplu să-i arăți uh, că există alternative. Uh, pentru mine este foarte puternică uh, și chiar uh, uh, poate pentru cineva asta ar fi motivant uh, uh, să încerci ceva nou, anume să uh, experimenteze cum e asta. Uh, de exemplu, odată am fost la un eveniment unde era doar, uh, uh, erau farfurii normale <laughs> și erau linguri și uh, uh, linguri de unic fosință. Uh, și eu nu folosesc linguri de unic fosință de nu știu cât timp, anume că nu-mi plac, nu din motive eco. Și eu am început să mănânc uh, cu mâni.

врей кимватрева свава вишнит па олякадістве спа оля де suзадарвакаква вишныце ti ва даша шиціминмат ширринка пачерва но sau. Uh, uh, Da, cum a zis și în lin, ca poate să uh, se gândească mai mult în direcția aceea și poate chiar să-și schimbe careva obiceiuri. Uh, aici mi-am adus aminte de cartea vestită a lui Victor Frankl. El este un psihoterapeut care a inventat logoterapia. Adică el trata, trata în ghilimele, făcea consultații pentru uh, clienții săi, uh, anume punând ca scop să-i ajute să-și găsească scopul lor în viață. A, și s-a demonstrat, el demonstrează în cartea Omul în căutarea sensului vieții că a, atunci când noi avem un scop în viață, a, noi putem trece prin oarecare dificultate adică nu mai contează că cineva acolo îmi zice că uite ești stranie ești diferită a, pentru că eu știu în interiorul meu de ce fac asta da? sau cum a, a, And, cum de fapt este această expresie, când ai clar definit un de ce, tu poți trece prin oarecare cum. <laughs> și momentul ăsta este interesant că tu ai ca scop, Gabi, ca să fii un exemplu pentru alții. Și asta îți oferă motivație să continui să faci ceea ce faci, chiar dacă e diferit da, de ce fac majoritatea. Și tot încă pentru mine, de exemplu, și la fel văd cum funcționează asta și pentru clienții mei, că atunci când îmi, îmi pun întrebarea că de ce fac dacă alții nu mă acceptă când eu o să aleg ceva diferit, aici îmi pun întrebarea, stai un în pic, nu contează ei mă acceptă sau nu, dar eu pe mine singură, unde nu mă accept? Care sunt sferele vieții în care eu pe mine nu mă iubesc, nu mă accept? Și atunci când eu înțeleg că, aha, dacă eu pe mine nu mă accept, pe mine doare și îți imaginează că cineva să nu mă accepte. Asta e catastrofa în genere. Deci noi încercăm să fugim de asta. Noi vrem să fim în jurul oamenilor, vrem să fim într-o coiziune de grup. Dar foarte mult contează, de fapt, să înțelegem care sunt motivațiile noastre interioare mm. și să le fortificăm. Dacă, de exemplu, eu zic că, e bine, încerc să folosesc o sticlă așa reutilizabilă, pentru că, nu știu, E e sănătos. Dar, poate pentru mine sănătatea nu e o valoare. Pentru mine da. e o valoare frumusețea, da? Și atunci zic, wow, ea în care așa a gravat numele meu. Oh, eu, atunci eu sunt motivat să fac ceva pentru ecologie. Mm -hmm. Cred că contează ca fiecare dintre ascultătorii noștri să-și găsească o motivație a lor personală, de ce e bine să treacă la produse alternative, ecologice și de ce să aibă grijă de natură. Da, care este valoarea în spațiu? Da. Da, exact. Adică și, și de a fi un exemplu pentru alții poate să fie o motivație, dar în primul rând uh, să fii bine tu cu tine. Da. e comod așa și eu vreau să-mi fie comod și eu mai caut uh, opțiuni cum să fie comod și plăcut și sănătos și frumos și toate cele. Da, și asta propun nu egoism, pentru că e eu am creat un curs Se numește Self Love despre iubirea de sine Încrederea în sine Și etă, Când eu scrieam descrierea cursului Cum să te iubești pe tine Avem înăuntru Așa un fel de senzație O doamne, oamenii o să credă că eu o să învăț cum să fie egoiști Cum să se profite De alți oameni Pentru că la noi în societate este așa creat, creată Ideea că dacă te gândești prea mult la tine, ești egoist sau da, alte chestii de genul. Deși egoismul, el exact este invers. Când tu nu te gândești la bunăstarea ta, când, de exemplu, te duci și îți procuri foarte multe haine pentru ca să pari, nu să fii bine. Sau, de exemplu, când o să te duci și o să lești cu noi în natură pentru că, da, eu sunt stăpânul naturii, da, fac ce vreau și cumva o să ne amăgim cu ideea că eu pe mine mă iubesc, de asta eu îmi permit. Dar de fapt atunci când noi ne iubim pe noi, când este o real iubire de sine, nu egoism, atunci noi avem mai multă putere să facem bine în jurul nostru, să ajutăm pe alții, să facem curat, da? Dar să nu dăm foc la frunze sau să ardem acel plastic pe care îl acumulăm să facem compost, da? chiar dacă înțelegem că e un proces atât de, 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 lung, da? necesită timp, dar atunci când noi înțelegem că aha, eu știu de ce fac asta, adică am o motivație a mea personală, eu mă iubesc pe mine și respectiv am de unde să ofer dragoste la mediul înconjurător. Cred că asta e ceva important. Dar Gabi, tu spuneai înainte că noi să începem discuția că sunt oameni care când trec la produse ecologice o fac foarte radical. De exemplu, au careva produse care încă nu le-au folosit, cum ar fi periuță de dinți noi din plastic și ei le aruncă și se duc și cumpără de bambus, de exemplu. spune te rog, cum este corect să facem așa, trecerea asta lentă de la modul nostru de viață actual la cel ecologic? Probabil pentru fiecare este calea lui, cum asta se întâmplă, poate într-adevăr pentru cineva e mai bine radical, adică pentru personalitatea lui sau ei, dar eu zic că cât mai lent și conștientizată este tranziția, cu atât ea poate fi mai durabilă. Uh, și uh, dacă o facem uh, încet, de fiecare pas, atunci uh, noi putem și uh, poate să economisim bani, uh, să nu răsim resurse uh, și să vedem uh, în ce părți uh, soluția rapidă uh, poate fi chiar uh, mai puține code. De exemplu, uh, uh, există cazuri când cineva își aruncă toată pungă cu punci din casă, că eu nu mai, nu mai am. Uh, ні комуку лі. Да минімі пу сині jeліун ситу. проблема jestфикуmieлі sunt utiliліза, то je sunt utiliзаці підтермен фар курши, арункаці, репеді констанца asста. Я казка миунін пластик. мыли патре. Так есть курратсо пакерос паляка, Ш по оссе, атон к овявояшачыва Фінка Дферитетворпелі, пуч пласі еко. То уніварноера тотинче стеелелі. Уні ята екземлу кыннт па вердяреддер. Верца пуком постабі. 26šiноti pat suppu ko kontainнер маря sauмалty модitat štonči ja пункт din plastic din koлекcijameša fo pentrasta sautru sau pentračiba фелку дифі об'jeектной,каляін introduдучым inяца, нуняратда ку перасцікла реutilлізабіла,кашатребуje. По jeстикласцікла,ši веськуморфисы порт сцікласта kuціне.

sąалti обекти радиkaliліпатis лем проmu черч pritin, да inвар пен 5каор pat temплека прокуратčiваят так jest ко, darно потреб 5 вці șituбан нерчията și jeди закаятнумерži. Мабинėчеpi куппаš mitч, курумичня сигуремка ленtraварляzu și доči департ. Uh, Dar tu, Ilinca, cum ai început de această tranziție de la produse simple, obișnuite la cele ecologice? Uh, nu sunt sigură dacă a fost în moment anumit în care am început această tranziție sau dacă mi-l aș aminti. Uh, dar cred că cel mai obișnuit lucru este sticla reutilizabilă pe care am primit-o în dar de la prieteni deoarece în ultimul uh, timp ele au devenit destul de populare și am început să o port cu mine peste tot și am realizat că chiar este o uh, alternativă foarte bună, este ușor de purtat, nu trebuie să cheltui bani și nici nu trebuie să produci deșeuri. Apoi am început să mă mai interesez mai mult despre cum putem noi să înlocuim în special... Uh, Ambalajul de plastic și ambalajul de unică folosință, și așa am găsit mai multe alternative și mai multe inițiative pe care am început să le implementez și în viața proprie. Eu acum vreau să vă propun să formulăm pentru cei care ne ascultă o provocare, pentru că din primul episod am început tot. La final să le oferim câte o provocare, da, ca ei cu hashtag-ul Ecologia Minții să plăseze pe Facebook uh, cum e asta pentru ei să facă provocările de la noi. Uh, vreau acum să încerci, Gabi, tu să formulezi pentru ei o provocare legată de uh, practica Zero Waste uh, și după aia noi o să ne mai aprofundăm în tematica asta. jeu provoка колatori сетенžlorфиun kasредкаtariен баje o și лягадя kolo Кава

Și pe final vreau, fetele, să le oferim tinerilor care ne ascultă încă careva practici care să-i ajute să ducă un mod de viață ecologic. Eu aș sugera înlocuirea pungilor de unică folosință din plastic, în special ale mici în care cumpărăm legume, fructe sau orice, practic eu am început deoarece mă percep în croșetat, am început să le croșetez singură, deoarece am văzut mai multe tutoriale pe internet în spiritul zero waste, cum să le înlocuiești dar niciuna nu mi-a fost pe plac și nu mi-a reușit nici să le împletesc din diferite materii vechi, nici din haine vechi Uh, nu mi se par foarte practice deoarece uh, nu poți să vezi prin ele practic, așa că am început să le croșitez uh, ca o pânză și uh, asta a fost o activitate foarte interesantă și uh, mi-a fost destul de interesant și uh, să le fac uh, și de fiecare dată când merg la magazin sunt foarte mândră că merg cu punguțele mele Uh, dar de asemenea sunt și punguțe din pânză uh, Care pot fi folosite în special pentru congelat Și uh, Republica Moldova, nu știu dacă le găsești Dar uh, în magazinul Lidl, cu siguranță ele sunt acolo uh -huh. Ok, Gabi, tu mai ai idei? Uh, noi vorbim despre reducerea deșeurilor Sau despre stilul de viață e Și una și alta <laughs> Nu mă uitam la paharele <laughs> Uh, paharele reutilizabile de asemenea au fost o schimbare pe care deja am implementat-o, deoarece uh, și eu uneori mai organizez diferite evenimente sau traininguri și uh, este cumva foarte supărător când mergi la un eveniment care are ca tematică ecologia și în timpul pauzei de cafea toate paharele, toate lingurile sau furculițele, farfurile sunt de unică folosință și Cred că tot la Ecovizia am văzut prima dată așa pahare. Ele sunt din plastic și sunt foarte frumoase, colorate și sunt foarte bune chiar și în oficiu, acasă și la diferite evenimente care au loc. Da, apropo, ele am aflat și eu de la proiect că nu sunt nocive pentru sănătatea noastră dacă punem în ele fierbinți, pentru că acest tip de plastic, Gabi, dacă mă ajuns, el este unul mai diferit, nu? A, da, mi se pare că e 5, dacă nu mă greșesc. În orice caz, pe aceste pahare scrie foarte multe chestii, pe care deseori nu scrie pe pahare din plastic durabil, care acum au început să fie vândute în magazine. Am observat că uneori Uh, like, Алелікамін поцікаце, uh, проддуліну. 6 uh, вент праду семілаі, тарпілі но не скрні мік. la ce temperaturi se poate de folosit, ce se poate fi făcut cu ele, țară de proveniență, univers, mm -hmm. nu prea este. Uh, și eu cred că dacă noi totuși folosim careva produse din plastic, mai ales pentru alimentație, e bine ca ele să aibă cât mai multă informație despre ele, ca noi să fim siguri că asta într-adevăr e ceva sănătos, dar nu uh, un obiect uh, vândut nou, că noi să credem că suntem mai ieco, dar că tare dăunem uh, nouă. Am observat tot așa un specific din punct de vedere psihologic la cei care ne vând nou produse. Ei tind neapărat să le pună repede într-o sacoșă de parcă acest produs pe care noi îl procurăm capătă o valoare, o, nu știu, o bogăție mai mare odată ce este pus într-un ambalaj. Deși eu tind mereu să rog vânzătoarele, vă rog, eu am al meu da, colțișor în care pot să-mi pun produsul ăsta, ele repede vor să pună că, uite, noi avem sacoșă, e gratis. <laughs> și ideea e că um, văd un fel de mândrie, poate mă greșesc, văd un fel de mândrie când omul încearcă să împacheteze frumos da, ceea ce tu procuri. Dar, de fapt, eu procur însă și ceea ce e înăuntru, nu ambalajul. Uh, poate asta spune multe despre frica noastră de a fi cumva Uh, nefrumoși, da, pe din afară. Uh, dar, de fapt, vreau să reiterez că foarte mult contează cum noi ne simțim în interior, dar ce facem ca să fim bine. Uh, pentru că atunci când noi avem un echilibru cu noi, care îl căpătăm prin ce? Că facem activități care ne plac, ne înconjurăm cu oameni care au valori ca și ale noastre, um, ne găsim timp pentru a ne odihni în sfârșit, da? pentru a ne încărca bateriile, păi atunci deja parcă importanța la ce este în exterior, da? am geantă geant din piele sau am geantă din material, nu mai contează până la urmă. Um, da, încă un moment important este că atunci când noi avem în oficii, da, cum, cum, se zice, cum se zice Ilinca, de fapt, despre ce că la un eveniment ai pahare de unică folosință. Păi, când avem noi așa produse și după asta le aruncăm, dar noi adică l-am utilizat și am aruncat, noi avem un fel de stare că, da, eu îmi permit. Ceea ce înseamnă că pot să mă numesc un bogat, eu pot să arunc lucruri. Dar de fapt, aici aș sugera un mic exercițiu psihologic pentru tinerii care ne ascultă, să-și noteze cuvântul bogăție, să tragă multe linii de la dânsul și să vadă cu ce se asociază la ei bogăția. Pentru că uneori acest concept vechi, de exemplu de acasă, că, um, nu știu, îmbracă-te ceva mai, mai bogat, da? Sau masă bogată. Um, de fapt, poate nici nu sunt ideile noastre, dar noi credem în ele pentru că așa ne s-a transmis. Și atât după ce ați notat toate aceste asociații, puteți să schimbați voi, adică să alegeți, stai, dar eu cu ce vreau să asociez bogăția? Poate eu vreau să asociez bogăția cu ceea că trăiesc într-un mediu curat, cu ceea că eu utilizez mai puține produse și asta mă face să fiu bogat pe interior. Mm. Și aleg produse locale, da. susțin producătorii pe care îi cunosc. Mi-a mm. da. <laughs> Mi mai venit uh, o provocare în gând. Da, te rog. Lăsăm <laughs> o o să ascultătorii cu prea mulți provocări, dar uh, puteți să alegeți uh, care vă place mai tare. A, să căutați produse cu cât mai puțin ambalaj și cât mai locale. A, și dacă aveți și energie în plus, a, să a, ajutați producătorii și magazinele să înțeleagă că valoarea produsului nu e în ambalaj. Acum, cu priere de rău, eu observ tendința, a, chiar pe lângă tendința de ecologizare, care deja parcă Казікатресп маку. тут мамуця балажы магазине,пелікуні Сем балязаі прыдусілі каряр на уні адзелі Сям баля руілі гранат. Și rodile, rodile, și portocalele. Da, se ambalează până și rodile și portocalele. Uh, se pun chiar pe o uh, tavă de polistirol și se învelează cu pelicu și mă uit de ce. Și noi atunci când cumpărăm așa produse, înseamnă că arătăm magazinului că e ok să faci așa ceva, <cute> că nu mi procură. Uh, și ar fi bine și prin acțiunile noastre de atunci când suntem consumatori, dar poate și prin acțiunile activiste de a, a spune administratorii ori de a scrie mesaje, poate chiar și pe rețele de socializare să vorbim despre faptul că asta nu e normal. Chiar dacă pare că toți fac așa și hai și a, noi în magazinul nostru o să facem în felul acesta. A, și a, ca o recomandare Даінце uh, адзін uh, парцямя інженеры, Арфі, uh, атончка uh, ецкаліпабіче, яцаваспка uh, uh, паддзеварбітка suntтапленоссі, uh, медіо, стеці інкуив імаціналі, uh, саварбідзеяста. А тыт în во приtin ло орден журу востру Ккыши перецель долізар да журналskriяsta Фінкаку по foarte multe lucruri și obiceiuri care nu sunt prietenoase, sunt normalitatea. Și cei care vor să facă schimbare, le foarte greu, fiindcă ei nu știu cum poți fi, cum altfel și nu știu dacă există cineva care le-ar susține. Uneori tu vrei să faci schimbare în viața ta și nu e nimeni în jurul tău care te-ar încuraja. și uh, сварbi mai мол преče spaів код priлі преproдуили kazista, dispriстиля lokalлі și крема част komта Fi priturрекti Fi prin informa kaекzi informajonал Că cât mai mult lume, să știe că așa ceva există. Să nu fim puși, să nu ducem cu deasilas femeie, dar să știi că așa ceva se poate și așa ceva se poate din încercat. Ei pot practica asta deja acum, de exemplu, da. făcând o postare pe Facebook, punând hashtag-ul Ecologia Minții. Spunând și altor tineri că există așa un podcast în care vorbim despre psihologie, dar și despre ecologie. Și eu cred că, într-adevăr, puterea uh, convingerii, da, ea sună bine, dar puterea propriului exemplu este mult mai bun uh, când, mai ales, vorbești de la egal la egal tu ca tânăr spui altui tânăr, ești mult mai credibil, pentru că e una când îți spune un profesor uh, ceva teoretic, dar e alta când tu zici că uite, am putut o săptămână să nu-mi procur apă, ce am economisit atâția bani, dar mi-am luat o sticlă și îmi iau mereu de acasă. Da, fetele, eu vă mulțumesc pentru că ați fost aici alături de mine și alături de ascultătorii noștri. Uh, cred că ei o să vă găsească pe fiecare terile de socializare și o să vă urmărească. Gabi este foarte activă, de grabă vine sezonul plantării copacilor și Gabi este expertă în acest domeniu. Și e și despre frunze da, la fel. Da, da. Să vă adresați. Compostare. Și Elinca este un motoraș activ care continuă să motiveze tinerii să fie implicați în activitățile benefice mediului înconjurător. la fel o o veți putea găsi pe Facebook și pe alte rețele de socializare. Și da, nu uitați să puneți like acestui video și să distribuiți acest podcast și altor tineri curioși să afle mult mai multe lucruri pentru dezvoltarea lor. Eu vă spun pe curând și pa, pa!